Suntem prieteni pe un drum frumos, dar greu. Pe cât de frumos, pe atât de greu, 703N. Este drumul către, așa cum știți toți, releul de pe vârful Cozia. Un drum lung, 17,5 km. Îmi spun și știu asta, aproape de 15 ani nu s-a mai intrat așa cum trebuie pe acest drum. O să venim și cu asfalt la un moment dat, numai că, trebuie să știți, iarna acest drum se închide. Bineînțeles, alături de mine este primarul Nicu Popescu din Berislăvești, cel care ne sprijină în zonă, dar colegii mei de la REAJDP sunt pe drum, lucrează. Am și colegii de la Salvamont care intervin aici iarna, când trebuie să știți că drumul se închide pe perioade destul de importante pentru că ninge foarte mult și este foarte greu de ajuns. Am decis și am intrat cu utilaje pe acest drum, facem inclusiv partea de șanțuri, facem practic dirijarea apelor, luăm apa după drum, asta este cea mai mare problemă, avem grederi la lucru și tot ceea ce înseamnă partea de platformă, încărcătură de piatră spartă și nivelarea acestui drum, astfel încât el să fie practicabil pentru toți cei care vin și urcă la releu la Cozia. Va veni vremea când vom și asfalta acest drum, până una alta se circula greu. Cei care sunt pasionați de off-road pot veni pe acest drum, pe care circulă, repet, în siguranță, și pentru asta le mulțumesc colegilor de la REAJDP. Deja arată foarte bine, un drum pe care înainte făceai aproximativ 2 ore pe el, acum am făcut 38 de minute. Deci este o diferență. Se putea practica doar cu mașini de teren. Acum îi sfătuiesc pe turiștii dornici care vor să ajungă la releul Cozia să vină cu orice tip de mașină. Se poate ajunge la releul Cozia cu orice tip de mașină. Turiștii care urcă la munte să se bucure de drum, dar să aibă echipament și să fie foarte atenți ceea ce fac în zona montană.